Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi va fi o zi super tare, pentru că ne vom găsi cu un om super tare, bineînțeles, și vom face foarte multe nebunii împreună. Încă nu vă spun despre cine este vorba, sau poate probabil v-ați dat seama, sau poate cine știe, o să pun în titlu sau nu am idee. Oricum vreau să vă spun că puteți să dați un mare like încă de la început, pentru că cu siguranță o să vă placă ceea ce o să facem astăzi. Vom face mai multe videoclipuri împreună cu un alt YouTuber pe care foarte mulți dintre voi probabil cunoașteți și îl îndrăgiți, și de mult timp am zis că ne găsim și astăzi a sosit timpul să ne găsim. Vom merge, adică nu vă spun unde mergem. Mergem la Mărășești, asta vă spun. Sunt singur și o să mergem să facem challenge-uri și alte nebunii, așa că ne vedem probabil direct acolo, că e foarte cald, iar eu m-am oprit puțin la pădure pentru că tocmai mi-am dat seama că am uitat să fac intro de acasă, așa că am zis că îl fac acum rapid. Hai să plecăm. De ajuns am ajuns. Suntem în Mărășești. Acum trebuie să-l găsesc pe Bogdan, pentru că am idee așa. Eu am mai fost în Mărășești de multe ori, de foarte multe ori, dar nu m-am găsit niciodată cu el. Acum va fi prima dată și trebuie să-l sun să vedem exact unde trebuie să ajung, pentru că nu e un oraș chiar mare, e puțin mai mic decât Tecuciu, să zicem, poate de câteva ori mai mic chiar. Da, oricum, hai să-l sunăm. Genial. Deci, am ajuns la Bogdan. Era să mă rătăcesc puțin, dar am reușit. Probabil toată lumea știe pe Bogdan IBM Family și pe prietenul lui cu care face toată ziua videoclipuri și ne uitam la piscină, pentru că zice că de la ultimul video cu baloane s-a făcut puțin albă, dar e curată, merge de o baie. Și eu am rămas puțin șocat, să zicem. Are porumbei omul, frate. Da, multă lume mi-a zis și arată porumbei. Bă, pe mine nu mă pasionează și nu mă pasionează. Deci are porumbei, dar nu-i pasiunea lui. Nu. Da, de familie, chestii, trestii. Da, genial, facem, frate, deci omul are porumbei. Poate facem ceva aici în piscină, nu? Da, putem face un challenge. O challenge, o nebunie. Merge. Niște sărituri de acolo, de sus, numai că e apa mică. E cam mică, nu mă bag, dacă vrei să faci tu, nu-i nicio problemă. Păi. Ia uitați-vă, frate, aici porumbei de cursă lungă. Mi-a spus că de competiție are foarte mulți. Sunt închiși, bineînțeles, o parte din ei. Wow, deci super tare, uite, voiajori. Nu se văd bine că sunt închiși, dar oricum, ia uitați-vă aici, super tare. Voiajori sunt porumbei de curse în general. Au și inele, pe inele le scrie vârsta lor, data nașterii, chestii de genul ăsta. Uf, ce frumos, super tare. Ia vino cu aici. A? Știi mai multe chestii decât mine. Da, știu, pentru că bunicul mi-a fost porumbar și eu am fost porumbar până la 18 ani, când a intrat dihorul în porumbei și am rămas fără. Deci mi-a omorât tot, absolut tot. Ia uitați-vă pe cine avem noi aici, domnul Pablo. Domnul Pablo. Știi că Pablo am avut și o mâție exact la fel? Îl chema George și a trăit câțiva ani. Am avut pe George vreo câțiva ani, am murit, a dat mașina peste el și după 3 săptămâni am găsit unul mic, la fel, reîncarnat, am zis că e să mor din nou. Și l-am avut și pe la câțiva ani și l-am murit otrăvit. Au, Pablo doare toată ziua, exact la fel. Atât face, mănâncă și doare, o să și o să-l ating. Prindea ăla niște șobolani, văi, frumuseți. Bine, asta se vede că e de la de rasă pură, adică... Da, British. Da, British, da. Ăla era așa mai corcit, dar culoarea exact la fel și tot așa avea și ochi și tot. Care din aia? Deci acum ai dat la maxim, ca zici. Nu, nu-i dat la maxim. Nu-i dat la maxim. Nu. Și nu trebuie să dea pe ăla din mijloc? Așa, apasă pe ăla din mijloc, da. Nu! Fii atent, dar trebuie să apasă pe el. Prende, apasă pe el, da. De acum, acum. Apasă pe buton. Te-ai, mă! Ce o să-i... Mamă, ce faci? Acum nu mai faci. Nu mai... Ah! Ce te-o părea? Ce-ți dă? E dat de mică de ori, deci ești mai chiar rău. Așa, mai mult... Băi, îți dă, nu poți să zici cum. Vrem acum să facem, am adus jucăria asta. Probabil nu știu când o să vedeți video, dacă o să-l vedeți înainte challenge-ul sau daily vlog-ul, cum o să le pun, nu știu în ce ordine o să văd. Băi, oricum o să le vad. Da, oricum o să vedeți toate astea și acum vrem să facem challenge-ul cu ăsta, cu curent, cum, nu știu cum îi zice. Detectorul electric shock reaction, ceva de genul. Gata, primul challenge. Am făcut un challenge super tare. O să-l vedeți pe canalul lui Bogdan, pe care l-aveți în descriere, bineînțeles. Iar acum urmează să facem un challenge pe canalul meu. Nu vă spun ce, o să vedeți probabil. Cu siguranță o să vedeți. Și o să mergem afară, pentru că e super, super cald. Ne pregătim acum să facem provocări nebune în piscină. Probabil voi deja ați văzut video sau o să-l vedeți după, mă repet din nou, că nu știu când le pun, în ce ordine. Piscina e pregătită, afară e super cald, e caniculă, sunt peste 33 de grade, mi-a arătat la mașină, nu știu, foarte, și foarte acum cald. Acum a intrat soarele în nori. Da, acum a intrat soarele în nori, dar tot e cald în continuare, e foarte cald. Și
trecem la apă, intrăm la apă. Bă, filmează? Da. Bă, dar cum? Da, stai, deci, fiți atenți. Nu mai oprească asta, că e nervant. Deci, bă, pe bune, deci... Cum luăm puțină pauză, nu mai tai cu flexul. Cum da. Dăm drumul să facem ceva? O opresc? Oprești-o, când are două. Da. Hai să te văd. Nu pot veni la pinte. Băi, ba, da, aduc cutia mai aproape. Asta așa, băi, puțin mai tare. Deci, n-am uite asta să văd, nu? Deci, dar cum să filmez? Deci, sari exact așa pe burtă. Bă, ce ai, ești nebun. Deci nu în cap, că e apa mică, nici pe burtă. Deci sari eu primul dacă nu. Mi-e frică la stai. Deci pe burtă. Deci pe burtă, pe burtă, așa să sari. Așa, pe burtă, să luăm burtă. Deci nu în cap, e apa mică. Băi, prea mare distanța. Este leagă. Care sare primul? Vai, mamă. Stai așa. Păi, nu vine să crezi. What the fuck, ești nebun? Băi, frate. Bun, prieteni, tocmai ce am terminat și provocările nebune a fost super experiența. Eu am ceva aici roșu, m-am înroșit, o să vedeți pe video. Uitați-vă neapărat dacă am pus video, o să vi-l las în descriere pe ei. Aici ceva super, super tare, așa că noi ne continuăm challenge-urile pentru că ne-am hotărât să facem mult mai multe și să ne distrăm astăzi pentru că e foarte fain. Gata, prieteni, am plecat de la Bogdan. A fost o zi super tare, am făcut foarte multe challenge-uri atât la piscină cât și alte nebunii. O să vedeți în perioada următoare mai multe challenge-uri atât la mine pe canal cât și pe canalul lui Bogdan, așa că îl aveți în descriere pentru cei care nu știu pe Bogdan, dar cu siguranță îl știe cam toată lumea. O să mergem acum direct acasă pentru că e destul de târziu și deja m-a luat un somn, o oboseală după baia în piscină, întotdeauna când faci o baie, nu neapărat la piscină, într-un lac oriunde, după ce te scalzi așa te ia o moleșeală din traia. Da, așa că pornim înapoi spre casă. Am ajuns înapoi acasă și sunt super transpirat, e foarte cald. Băi, deci, cred că au fost 35 de grade pe puțin astăzi. A mers foarte bine baia la piscină, am făcut foarte multe challenge-uri astăzi împreună cu Bogdan, a fost o zi super tare. Și după cum am spus, cred că o să vedeți daily vlog-ul ăsta ultimul. Prima dată am zis că îl pun daily vlog-ul, după m-am răzgândit. Adică, nu știu, o să văd atunci, dar probabil o să vedeți challenge-urile prima dată și... Asta să fie așa ca un after după ce am făcut noi pe acolo câteva secvențe de pe la Bogdan, bineînțeles, a fost foarte, foarte faină ziua și cu siguranță să ne mai găsim, pentru că eu cu Bogdan am vorbit de foarte mult timp să ne găsim, doar că mai tot timpul am amânat, ba am avut alte treburi și nu am reușit să ne găsim, pentru că totul stăm foarte aproape, deci foarte aproape, Tecuciu de Mărășești sunt cele mai apropiate orașe, unul de altul, maxim 30 de minute, dar nici 30 de minute cred că nu facem, e foarte aproape, doar că... Trebuie să avem timp, dar cu siguranță acum că a venit vara, o să facem multe challenge-uri, multe nebunii și o să ne mai găsim, după cum ați văzut astăzi, să facem diferite activități, ca între youtuberi, vloggeri sau cum ne-o mai numim noi. Nu v-am mai spus, dar imediat după ce am terminat de făcut challenge-urile la el acasă, am plecat să vizităm, să cercetăm un hotel bântuit și părăsit, un hotel foarte mare, deci probabil voi deja ați văzut acel videoclip, dacă nu l-ați văzut uitați-vă în descriere sau pe acest i, dar a fost super tare experiența pentru că chiar habar nu am ce a fost cu buruiana aia acolo pusă, deci pe jos, peste tot, la partea de acolo, foarte aiurea, deci să vezi atâta buruiană sau nu știu, mă gândesc că o fi fost hamei, deci dacă știți ce a fost chestia aia puteți scrie în comentarii de ce au pus-o acolo, nu am nici cea mai mică idee. Și la subsol, deci pur și simplu vă spun sincer că ne-am rătăcit, deci era ca un labirint, nu știu cât de bine s-a văzut pe filmare, încă nu m-am uitat la videoclipul, eu de-abia am ajuns acasă, dar abia aștept să văd ce a ieșit, pentru că acolo a fost ceva super creepy și am fost și atacat de un liliac. Deci am vrut să-l prind, dar și-a luat zborul, am crezut că ne intră direct în cabine, că e un mit faza, că ți intră liliac cu un păr, pur și simplu el nu-ți intră, doar să fie un afro de ăla cu părul de 2 metri și să-ți intre la nimereală când își ia zbor, dar el nu-ți intră, e un mit chestia asta, e o vrăjeală totală. Oricum a fost o zi per total super, super mișto și sper că v-au plăcut videoclipurile pe care le-ați văzut, puteți să vă mai uitați încă o dată la ele, puteți să apăsați like dacă nu ați făcut-o, să vă duceți pe canalul lui Bogdan să vă uitați, bineînțeles, pentru că face o treabă super tare. Și dacă ești nou pe canalul meu, bineînțeles să te abonezi. Cam atât cu video.
sunt obosit. Și încă mi-a intrat transpirația în ochi, nu știu de ce, transpir doar stând, pentru că în continuare sunt peste 30 de grade la ora asta. Cam atât cu video pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Numai bine!